Alături de noi este și antrenorul echipei noastre, domnul profesor Emil Sandoi. Domnul profesor, câteva concluzii despre meci și întrebări. Da, e important că am câștigat, asta ne interesa. Astăzi, parcă este un regret așa, am fi meritat să înscriem de mai multe ori. Pentru că am avut o nenumărate ocazii de a marca, cred că am reușit performanța să arată niște pe linia porții sau de la o jumătate de metru de linia porții. Dar în rest, mă bucur și pentru Barbu, care o continuitate, aceea are câteva meciuri de când înscrie. Iar Șenceanu a reușit astăzi să înscrie, ar fi trebuit să înscrie de mai multe ori, că a avut încă câteva ocazii clare de a marca. Mă bucur în rest că am fost mult mai realiști pe faza defensivă. E adevărat, am și revenit la sistemul pe care l-am jucat înainte, făcând așa o comparație cu meciul cu Ripensia, unde am fost obligat să facem anumite schimbări, să jucăm un alt sistem, fără să fim omogeni în alcătuirea respectivă. Deci astăzi trebuie să recunosc că au fost multe, multe plusuri așa pe parcursul jocului. În rest, la fel mă bucură continuitatea pe care o are Tofan în evoluții, pentru că efectiv cred că a fost unul dintre cei mai buni jucători ai noștri în ultima perioadă, de când a intrat în echipă, de la începutul campionatului. Da, așa, eu știu, ar merita toți băieții să-i evidențiez. Și Vasile Gheorghe a legat foarte bine jocul la mijlocul terenului, Șerban a închis bine culoarele, a schimbat foarte bine direcția de atac atunci când a trebuit. Pare rău că și jucătorii care au intrat pe parcurs au avut posibilitatea să înscrie și au ratat totuși din poziții cât se poate de favorabile. Cam asta despre meci. Nu cred că sunt foarte multe de spus. În ce nu era pe foaia de joc rezervă și a vorbit un lucru Panaita? Da, Panaita a avut unele probleme la încălzire. Da, da. A simțit o contractură, sperăm să nu fie ceva grav, pentru că iarăși numai nouă ni se întâmplă în ultima perioadă. Era și capitan de echipă Panaita. Da. 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 În rest, v-am zis, și Enceanu trebuia să intre ușor în ritm. Dacă vă aduceți aminte, acum două săptămâni și el a mai acuzat o accidentare și de-aia nici n-a făcut deplasarea cu noi la Constanța, dacă nu mă înșel. Da. În rest, bine, și fundașii centrali au fost ok. Până la urmă, adversarul a avut decât două situații pe parcursul întregului joc. Gugure intră și el după o perioadă lungă, după o lună jumate, aproape două luni de zile, în care n-a jucat, avea nevoie de ritm de joc. În rest, sper ca și Năstăsie să se recupereze mai repede. Vedeți că nu ne ocolesc deloc accidentările astea. La Ripensia a fost unul dintre cei mai buni jucători ai noștri și am fost nevoiți să-l schimbăm pentru că n-a mai putut să continue. A căzut în umăr la un duel cu adversarul. Înțeles că nu este ceva foarte, foarte grav să fie o luxație sau o disjuncție, dar este o problemă acolo. Nu poate să miște mâna, iar la fel Nilă a început antrenamentele, dar nu le face 100%. Și vedeți că mai e puțin, se încheie campionatul, să ne aștepte meciuri grele. Dar așa, per total, ca respectare de sarcini în partida de astăzi, au fost multe, multe plusuri, cu minusurile pe care le-am avut la faza de finalizare. Pentru că eu cred că, totuși, chiar dacă am reușit să înscriem de cele mai multe ori în campionatul ăsta, ar fi trebuit să o facem de și mai multe ori. Vorbim la meciul grele, după UTA urmează Pincenți, Slavov, echipe care sunt foarte sus. Da, am jucat cu echipe care erau și mai sus. Nu e asta o problemă. Asta nu e o problemă.
Dar fiecare joc are istoricul lui. Acum, gândiți-vă și în returul campionatului trecut, v-am spus, dintre echipele care erau în frunte, am câștigat la Târgoviște, am câștigat cu Călărași acasă, cu Clinceni, în deplasare la Clinceni, cu Afumați, iar la fel, am avut de rezultate pozitive și în campionatul ăsta am câștigat cu Petrolul, cu Universitatea Cluj, egal la Târgoviște. Din punctul ăsta de vedere, nu ne sperie niciun adversar. Să avem arbitraje corecte, să nu mai greșească în defavoarea noastră. Asta este foarte important. Pentru că echipa asta era altundeva în momentul de față, dacă nu se greșea flagrant împotriva noastră. Nu știu, vedeți, astăzi, de exemplu, nu facem atâta caz pe probleme de arbitraj. Eu consider că și astăzi am avut un 11 metri cât se poate de clar. La un moment în care o adversarii, domnule, nu contează că e 4-0 sau 5-0. Dacă e 11 metri, de ce să nu dai 11 metri? De ce să nu dai? Că noi suntem fece arge și nu avem noi drept și nu știu ce n-avem. De asta v-am zis, toată lumea trebuie să ne judece pe noi în alt fel. Nu ne convine aspectul ăsta. Să nu se facă, domne, să ne bată. Cine ne bate? Să ne bată, domne. Corect, da. Nu e nicio problemă. Dar să nu ne bată cu probleme de genul ăsta. Că noi n-am dezavantajat pe nimeni la nicio fază din acest campionat. Noi ca echipă și nu cred că s-a fluierat vreodată gratuit în favoarea noastră. Nici măcar un out. Nu cred că s-a dat în favoarea noastră un out care nu era. Dar în rest, vedeți, în 16 meciuri, și am văzut că și Eugen Neagu la Sepsi a zis că ei nu au avut nici 11 metri în 15 etape. Să știți că eu am spus primul. Eu am spus primul că, domnule, e inadmisibil în 15 etape sau în 14 etape să ai decât un 11 metri în condițiile în care trebuiau să ți se mai acorde încă vreo 5. Noi ne costă puncte aspectul ăsta. Costă puncte, e vorba de moralul jucătorilor, e vorba de locul în clasament pe care îl ocupăm. Păi ce, nu ne convenea să fim pe 2 acum cu punctele care ni s-au luat? Eram pe 2 sau poate eram și mai în față, că cu moral bun poți să scoți mai multe puncte la meciuri. Nu știu, poate câștigam, eu știu unde. Mă rog, poate câștigam la Ripensia. La Ripensia nu ar trebui să-l considerăm câștigat meciul ăla. În condițiile în care a fost, pentru că li s-a dat un 11 metri total gratuit în ultimul minut de joc. Păi nu ne convine, normal că nu ne convine să ni se ia puncte așa, că greșesc niște domni. Păi ce înseamnă asta?